Arborarea drapelului a fost precedată de sfințirea lui de către un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul Vladimir. La eveniment au participat deputați în primul parlament ai actualei legislaturi, reprezentanți ai primăriei, membrii cabinetului de miniștri, diplomați străini acreditați în Moldova. Prezent la sărbătoare, primul președinte al Republicii Moldova a ținut să amintească elementele care au stat la baza adoptării tricolorului. Iar autorul stemei de stat, plasticianul Gheorghe Vrabie, a vorbit despre însemnătatea culorilor în viziunea unui renumit filozof. Universalitatea tricolorului s-a manifestat în cadrul de creație a moldovenilor ca parte componentă a blocului etnic est-romanic și în preferințele lor cromatice, vestimentații, țesături, covoare, miniatură, smalțuri și așa mai departe. Soarele când răsare dimineața, fiind acoperit cu o fâșie subțire de ceață, culoarea sa este albastră. Acesta este Dumnezeu Tatăl. Urcat în apogeu ca o coamă de leu blond aurie, acesta este Dumnezeu Fiul, martorul Tatălui Său venit în fața întregii lumi. Puterea sa este nelimitată, culoarea sa este de aur, galbenă, iar pe linia orizontului soarele este de culoare roșie. Acesta e Dumnezeu Sfântul Spirit. Trăiască tricolorul! În cadrul ceremoniei, premierul Vlad Filat a promis că pentru anul viitor, de ziua drapelului, vor mai fi arborate 3 tricolori uriașe în alte localități ale țării. Vreau să aduc recunoștință celor care, la începutul anilor 90, au avut rațiune și curaj pentru ca să ne ofere nouă, cetățenilor Republicii Moldova, libertate, independență și simboluri pe care le avem la ora actuală și suntem datori să le protejăm și să le promovăm. Arborarea drapelului a fost urmată de depuneri de flori. Am făcut în memoria unchiului Gheorghe Ghimpu și a tuturor acelor care și-au dat viața pentru tricolor. Tricolorul este ceva sfânt. Evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale a fost urmărit cu mândrie de câteva sute de cetățeni. Eu sunt fericită că particip la așa un eveniment. Eu de pildă am emoții. Am spus. Foarte solemn. În sfârșit s-a făurit așa și poate toate neamurile noastre au visat cândva. Sunt mândră că sunt cetățean al Republicii Moldova. Tricolorul uriaș are 7 metri lungime și 3,5 lățime. Acesta este arborat pe un catarg de 30 de metri. Construcția a fost pregătită în 3 săptămâni și a necesitat cheltuieli de 3 milioane de lei. Ziua drapelului de stat este sărbătorită la nivel oficial al 3-lea an consecutiv. Tricolorul a fost instituit drapel oficial al Republicii Moldova pe 27 aprilie 1990 și reprezintă un simbol al suveranității și independenței Republicii Moldova. Victoria Colesnic, Vitalie Moisei pentru Cotidian. We'll be right back.